Bună seara, dragii mei! Ne revedem la întâlnirea săptămânală cu Highlife-ul autohton. De data aceasta este vorba despre o combinație între cel autohton și cel de peste ocean, adică cel american. Avem de-a face, mai exact, cu veriga foarte tânără a familiei Prigoană. New Entry în Highlife-ul Bucureștian promite mult. Cât de mult veți constata dumneavoastră? Eu personal am constatat că este o persoană foarte serioasă pentru vârsta lui, dar tot dumneavoastră rămâne să decideți. Haideți să urmărim! Bună seara, honorii și bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit! Ai venit cam greu, Foarte am așteptat greu. ceva... M-ați așteptat vreme. cam mult, îmi pare rău, îmi cer scuze pentru faptul că am întârziat două ore... Datorită Dar, traficului. Datorită traficului din București. Bine, da. nici nu ești tu obișnuit probabil cu... cu străzile din București? Știu București un mare așa. Adevărul e că eu mereu când merg prin București, au parterele principale pentru că nu cunosc străduțele foarte bine. Da, dar oricum nu e admisibil din ce punctul venit. A în, Cu mașina mea am venit Lamborghini Da, da dar nu e posibil ca într-o capitală europeană Din punctul A în punctul B să faci 3 ore și aproape 4 ore e... Hai să-ți spun ceva uh, Nu mă așteptam să întârzi Mai ales că știam că ai o asemenea mașină Și asta vară, dacă nu mă înșel Pe uh -huh. autostrada București-Constanța mai uh -huh. depășit Și mi-ai tăiat chiar cale, adică ai făcut așa o manevră ă, destul de periculoasă. Îmi pare rău că v am distrus? depășit. -am, dacă știam că erați dumneavoastră, nu vă depășeam. Dar uh, haideți să ne tutuim că atunci. Dacă am înțeles, în regulă. Okay. Da, dacă știam, nu, nu te <laughs> depășeam. Dar merge, mergeai destul de tare. Da, mergeam destul de tare, dar în București nu ai unde să mergi tare. Deci în București, absolut orice mașină ai avea, stai. Dar în America, cu ce viteză mergi? Viteza legală, mai mult sau mai puțin Într-adevăr, am avut și acolo niște ai probleme domanda? Da, amenzi de viteză, de trecut pe roșu Au avocații mei de treabă Da, aici ai avut? Aici am avut mai puțin. Am încercat pe cât posibil să respect regulile de circulație, dar aici unde să dar depășesc viteza sincer, legală? Ai, ai primit vreo amendă pentru radar pe autostrada București-Constanța? Uh, nu, pe București-Constanța nu m-au prins niciodată. Cred că nu au montat radarul. Cred că nu le merge radarul pe, pentru viteza aceea. Văd, vă v-au oprit vreodată? V-au oprit radarul pe autostradă? Uh, nu. Vedeți, cred că nu le pun acolo. Le pun în oraș. Și nu oraș le pun degeaba pentru că oricum nu se merge. Nu se merge deloc, nu cu viteză. Așa că... Am înțeles. Dar cum te descurci tu cu mașina aceea superbă pe străzile din București? Nu e rigidă? Ba da, e rigidă. E ok. Nu e o mașină care să fie greu de condus. Dar orice mașină e greu de condus când e trafic. Adică e, e... lăsând la o parte faptul că bă, e trafic, străzile sunt și foarte proaste că sunt și străzile proaste la o parte, e perfect. Despre ce mașină vorbim, ca să înțeleagă toată lumea? Deci este un Lamborghini. Da. Dar e o ediție specială? sau? Da, e o ediție limitată. Au fost doar 165 de mașini făcute în lume. Ce număr are mașina? 125 are mașina. Dar tu ai solicitat mașina sau tatăl tău a decis că... A fost o, da, am hotărât că e cazul să iau o mașină exotică, dar el a fost cel care a comandat-o, care a vrut să fie un fel de surpriză. Dar știam că urmează pentru că a avut să se în discuții prealabil. Spune-mi, cu ce ocazie prin România? Am intrat în vacanță și, fiind închiderea de an, am foarte multă treabă. Adică, ce face? La acum, eu am mai multe companii în România. Unele le-am moștenit, între ghilimele, de la tatăl meu, mi le-a cesionat, iar altele au fost fondate de mine. Iar întotdeauna, când e închiderea de ani, e o perioadă foarte dificilă din punct de vedere al contabilității. Trebuie să facem un raportar de tot, da, da. E puțin mai complicat. Dar te implici așa în afaceri? Foarte mult. Mai în ce domenii? În exact? toate domeniile. Deci nu. Uh, eu nu am un job ca, în care să fac un singur lucru, eu fac tot ce trebuie, mai ales deciziile de, de top management sunt implicate foarte mult, direcția companiei, lucrez foarte mult la business planuri pe termen lung, deci tot ceea ce fac Cum eu te eu proiecte europene. Cum te cu oamenii? Foarte bine. Pot să spun că nu am nicio problemă. Toți cei care lucrează în grupul nostru de firme, de firme sunt prietenii mei. Am o relație deosebită. Ai de o relație lumea. de prietenie cu angajații? De amiciție, pot să spun așa. Și Suntem te mai colegi ascultă? cu toții. Sigur că da, păi nu, nu au de ales. Acolo atribuțiile sunt foarte bine împărțite, fiecare știe ce are de făcut și încercăm pe cât posibil să păstrăm o atmosferă plăcută, fără nervi și fără. Spune-mi, onorul să ai vreo prietenă? Aici sau acolo? Nu, permiteți mi să nu vă răspund la această întrebare. De ce? Pentru că e viața mea privată și vreau să rămână privată. Mă rog, dar Încerc... poți să spui, nu îți cer să-mi spui cine e prietena. Te întreb dacă ai vreo prietenă. Discutăm așa. Încerc pe cât posibil, uh, ca viața mea personală, să nu mă fac publică, pentru că nu consider că are sens. Uh, dar vă puteți imagina că fiind uh, băiat tânăr de 20 de ani, nu stau chiar tocmai singur. Păi nu că mă gândeam că dacă ai venit aici, ai venit tu cu un scop, nu? Și bănesc, că nu Închiderea de zi... an la companie, am un frate nou. Uh, o să vi-l arăt după emisiune. Am poze cu el, e deosebit. Ce face Mihai? Cum maximus, Mihai sau maximus. Maximus. Maximus, păi zis maximus zis. e primele nume. Mihai e numele de mijloc. Da? Nu face nimic, mănâncă și doarme. Atâta face, e un simpatic. Am încercat într-o seară chiar să-l fac să plângă, și nu am reușit. Cred că nu știe e să plângă. Minte? E foarte cu minte. Unde îl pui acolo stă, nu face gălăgie Nu plânge, nu nimic E, e simpatic foc Ai declarat tu că Maximus este toată averea ta? Uh, nu am declarat chiar așa Am fost la o emisiune de televiziune Unde am arătat poze și am spus că uh, Într-adevăr asta e averea lui tata Când i-arătam arătam poze cu Maximus Dar unii ziariști de pe la noi Fac exces de zel și uh... Dar tu ți-ai dorit un frățior? Sigur -o că o da, la? eu îmi doresc mai mulți Cât de mulți Serios? Da De ce? Pentru că e, e extraordinar de frumos, mai ales când o să crească, o să. e uh, și o familie numeroasă, e o bogăție în sine. Cum te înțelegi cu Adrian? Bine, cum ar trebui să mă înțeleg cu el? Nu e? știu, te întreb. E ok. Sunteti. Avem o relație de bine. bună ziua și la revedere, Senzațională Doar atât? Mai mult sau mai puțin? De ce? De ce nu? Păi de Ar ce trebui să bun... nu ne salutăm? Sau... Nu, de ce nu sunteți mai buni prieteni? Suntem ok. Acum, ținând cont că e mama fratelui meu, probabil o să ne apropiem puțin. Dar până acum nu am considerat necesar să avem o relație strânsă. Da, erai puțin, nu știu cum să spun, nu gelos, dar aveai un, un moment în care tatăl tău s-a recăsătorit, a deranjat? Nu, deloc. E viața lui, și eu întotdeauna l-am sfătuit să facă uh, orice vrea să facă, atât timp cât e fericit. Niciodată nu i-am spus Ia pe aia, nu-l lua aia. E treaba lui cu cine să se soare, că... de cine divorțează. De ce spui că ai o relație de bună ziua și la revedere atât? Păi pentru că am încercat pe cât posibil cu uh, partenerele de viață ale tatălui meu să nu uh, am o relație foarte strânsă, deoarece nu era cazul. Să nu intervină discuții? Absolut. Eu și cu tatăl meu ne vedem foarte mult la birou, mai puțin pe acasă. Serios? Da. Locuim separat de atâția ani de zile, adică ne înțelegem perfect, nu avem absolut niciun fel de problemă, dar când e vorba de viața personală a fiecăruia, încercăm să o ținem cât de personală. Și el, treaba asta, dar tu cu cine, cu ei cer un sfat când ai nevoie? Poate, nu știu, ai o prietenă și te ceri cu ea și vrei și tu să vorbești cu cineva? Cu cine vorbești? Fratele tău? consider că e necesar să vorbesc cu cineva. Consider că sunt destul de capabil să iau deciziile singuri și să fiu responsabil pentru deciziile pe care le iau. Asta e stilul de viață american? e și un pic de... Da, de acolo cred că îmi vine influența asta. Și dacă e o decizie greșită bazată pe lipsa de experiență? Nu asum. E, da, și să știi că se zice că bătrânii au experiență și e bine. Într-adevăr, au o experiență în de... și e bine. Eu de foarte multe ori mă consult cu persoane mai în vârstă pe diferite teme, dar fără a mă implica personal în acele discuții. Deci pe foarte multă lume întreb ce părere ai despre una, despre alta și încerc să-mi fac propriile mele gânduri din ceea ce au de la fiecare și să fac deciziile singur. În momentul în care ești influențat pentru a lua o decizie poți să nu te asumi responsabilitatea pentru acea decizie. Și mie întotdeauna mi plăcut responsabilitățile și, uh, și, dacă greșesc, vreau să fie greșeala mea, nu vreau să fie greșeala altuia. Știu, dacă ești foarte, foarte implicat într-o problemă, nu poți să nu o vezi chiar atât de clar. Și atunci poate te ajută, nu știu, niște sfaturi și totuși să iei singur decizia. La asta mă refeream. Spunem tu ai mers la psiholog în America? Că de obicei, americanii merg la psiholog Deci uh, se scătuiesc uh, cu cineva nu, Am mers la psiholog, da uh, Dar nu am mers pentru mine Am mers împreună cu fratele meu uh, O poveste puțin comică Așa a făcut ce nu trebuie la școală Și școala lui ne-a recomandat să mergem la psiholog Amândoi? Uh, trebuia să meargă cu toată familia Și tata a mers cu el la psiholog Și eu și <gânt> mai multă lume Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Uh, Le-a povestit că în România de Crăciun se taie porcul iar ei au, au considerat că e un produs al imaginației lui și că ar putea fi de reglat psihic. Dar se pare că au înțeles în sfârșit că în România chiar se taie porcul, sau se taie acum, nu știu dacă mai e voie, și el chiar în compunerea pe care a făcut-o a povestit adevărul. Dar pentru americani era ceva... Uh, su, da, supranatural. Cum adică uh, să tai porcul? Tu, ca om, ca persoană, să vezi cum se taie porcul. Pentru ei nu, nu e admisibil așa ceva. Și a trebuit să mergeți tot la psiholog și i-ați da. explicat psihologului că i-ați adus dovezi? Nu i-am adus dovezi, am spus, domnule, așa se face în România, așa e. A, ok, bine, e în regulă. Atunci a vorbit puțin cu fratele meu, a văzut că e perfect normal, nu are niciun fel de problemă, nu... Bine, s-a întâmplat și în contextul în care se află acum America amenințată de teroriști și știți cu toate poveștile astea unde ei sunt speriați chiar și de umbla lor acum. Nu ăsta a fost motivul nu, pentru nu. care ne-a trimis. Deși trăiești acolo? Nu, consider că teroarea nu e bună deloc și nu ar trebui să fim speriați pentru. De cât timp trăiești în America și unde, mai exact? De bă, patru ani de zile locuiesc la Chicago. Dar bine, eu locuiesc și în America și în România. Vin foarte des, în jur de 3-4-5 luni par ne petrec în România. Înțeleg Și te-ai adaptat la stilul lor de viață? Sigur că da. Te gândești la... să rămâi acolo? Uh, nu mă gândesc să rămân acolo pentru totdeauna Sigur, România este, este țara mea Și chiar și traficul din București Trebuie să ne-l asumăm uh, da, uh, Cu certitudine mă voi întoarce Să locuiesc mai mult decât în prezent în România După ce voi termina studiile Dar voi rămâne și acolo Deja, geografia e istorie. Nu mai se pune problema de locul în care locuiești, decât în momentul în care o să ai un copil și uh, va fi decizia unde merge la școală. Dar până atunci, consider că se poate trăi în mai multe orașe de pe planetă, fără niciun fel de problemă. Uh, intenționez să studiez și la Londra, la Hong Kong, am înțeles? Uh, sigur că da, am mai multe variante pentru a merge câte un trimestru acolo la specializare. Ce studiezi? Ce studiezi tu acum? Uh, business Administration. Am Administrarea afacerilor. Administrarea afacerilor uh, domnului Prigoană, nu? Nu. Și ale domnului Prigoană, și ale partenerilor domnului Prigoană, și ale mele, și, și altele noi. Când. Uh, Până la ce vârstă doresc să studiez? Nu, mi-am pus limită de vârstă, pentru că omul cât trăiește învață. Știți cum e? Mai am acum încă un an și jumătate până termin facultatea, după care voi lua o pauză de uh, vreo 2-3 ani ca să uh, capăt Aici mai multă experiență, studiere. da? După care voi merge să fac un master. Am înțeles. Deci acesta este, este planul meu din punct de vedere al studiilor. Povestește-mi puțin despre America, cum se desfășoară viața ta acolo. Uh, viața mea acolo nu e la fel de, de agitată ca aici pot să spun, în sensul că am un program destul de bine stabilit. În fiecare zi de luni până vineri merg la școală, când nu e vacanță, bineînțeles. Uh, Mai după care să acasă, să la birou, sigur că da, depinde de da. curs. Sunt anumite cursuri la care am mers de două sau de trei ori la examene. Depinde de profesor și de, de natura cursului. Unii profesori își cer să fi prezent, alții nu. Uh, după uh, școală, uh, mă duc pe la birou, noi avem uh, niște, niște afaceri în Statele Unite uh, care sunt supervizate și de mine. Suntem mai multe persoane care ne ocupăm de ele, dar și am un rol destul de important acolo. Iar în afară de învățat și afaceri, timpul liber pe care încerc să mi-l petrec cât mai mult cu prietenii. Foarte multe weekenduri uri sunt plecat, mie îmi place mult să călătoresc și dacă nu în fiecare weekend, la două, trei săptămâni încerc să plec pe undeva prin America, mai ales iarna când e fric, da, îmi place să merg în zonele calde. Spune-mi, un grup de prieteni americani acolo? Am prieteni care sunt și americani și români. Gașca de la școală sunt oameni veniți de peste tot de pe planetă. E, e un, o gașcă foarte diversă, ca să spun așa, diversitate foarte mare. Dar am și prieteni români acolo. E adevărat, mai puțin prieteni români decât, decât americani, dar... Cum sunt fetele. Adică. Nu știu, cum sunt, sunt diferite de fetele din România? Ca mentalitate ca. Stertă? Ca mentalitate, da. Gândiți-vă că România e încă o, o țară cu apă caldă cu program. America e o țară cu apă caldă fără program. Deci, asta este diferența. În România sunt încă mentalități depășite cum că femeia trebuie să stea la cratiță în timp ce bărbatul trebuie să, să meargă la muncă, uh, mai e și aberația aia că femeia trebuie să fie virgină până în momentul căsătoriei și... Mai e? Știi uh, tu? da, mai e, din nefericire mai e. Te-ai lovit de treaba asta? Nu că m-am lovit de treaba asta, dar vorbesc și eu cu lumea și când au ce concepția unii... Adică ți-a zis vreo fată care ai făcut curte că trebuie să o iei de soție? Nu, Așa ceva nu mi s-a întâmplat, ar fi chiar culmea. Dar știu că există încă foarte multe asemenea cazuri. Pe când în America s-a depășit femeia egală cu bărbatul, sunt niște lucruri perfect normale care se întâmplă acolo, care o să se întâmple și în România și o să le vedem, dar peste mulți ani. Și atunci noi vom fi bătrâni, probabil. Sper să nu fim chiar așa bătrâni și să ne emancipăm mai repede. Dar, spune spunem, dacă ai avea de ales între o prietenă, să-ți faci o prietenă aici sau acolo, ce, spre care gen ai fi tentat? Depinde de la caz la caz. Sau unde e mai ușor? As unde e mai ușor? Nu, nu consider că e greu nicăieri, dar uh, depinde de la caz la caz. În momentul în care te îndrăgostești, nu mai ții cont că uh, e din București sau că e din America sau că vine din. Uh, la ce uh, vârstă? Nu, v-am mai spus cu viața personală Nu-ți nu. cer aici să-mi spui Să-mi -am, am fost și eu îndrăgostit ca și toată lumea De altfel Dar la ce vârstă? La 14 ani? La 8 ani? La 10 ani? În jur de 16-17 Așa târziu? Așa. Da, atunci am avut o de foarte mare dragoste în... După care mi-a trecut cu dragoste așa de mare De ce te Pentru că nu nu, nu nu în sensul că mi-a trecut În sensul că încerc să nu Uh, mai uh, mă implic așa de mult într-o relație cum mă implicam în trecut Pentru că în momentul în care se termină să nu sufăr. Dar ai suferit la despărțire sau ai suferit în timpul relației? La despărțire, păi când iubești pe cineva nu ai cum să suferi de în timpul relației Adică despărțit. îți pare rău că stai cu persoana respectivă sau Nu, no, cu... putea să te facă să suferi, să te înșele sau nu știu e, Păi oricum orice ar face o acțiune de genul ăsta Oricum duce la terminarea relației După principiile mele, poate alții pot accepta așa ceva Dar eu în, în niciun caz nu, că dacă mă înșela, se termina atunci și poate păi nici și nu ce? era așa. Poate nici nu era așa de greu. Dacă mă înșela, poate era mai simplu. La revedere. Dar de ce te-ai despărțit? Nu mai țin minte, a trecut mult timp de atunci. Fi, au, fost, fi, fi. au trecut multe despărțiri după despărțirea da, respectivă. Nu, avut multe relații după? Nu, că am avut multe relații, dar nu uh, vreau să vorbesc despre asta. Dar prima iubire a rămas, adică te-a marcat? Nu că m-a marcat. Prima iubire, după părerea mea, e prima relație mai lungă când trăiești cu o anumită persoană. Ce înseamnă și. Lungă? De, nu știu, câteva luni, un an de zile. Prima relație mai lungă uh, ca timp, aia de obicei, adică, după părerea mea, aia poate fi definită ca prima iubire, când normal că descoperi mult mai multe lucruri noi pe care nu le știai până atunci, dar în afară de aia, nu cred că... Adică, pe mine, unul nu m-a marcat prima iubire deloc și de la fiecare relație am avut ceva de învățat. Am înțeles că în România ești considerat un sex simbol? <laughs> Anumite da. Te e, e foarte tare. Asta vă mulțumesc că îmi spuneți așa ceva. Spus puțin, este, spus este eu asta. o... Mă flatează că acest că compliment. Blog, sau nu știu, cum sunt cum... scrise. Sunt scrise, nu știu, n-am citit. Să spune și mie care e vlogul să citesc. M-ar place dacă, dacă s-ar considera așa, dar încă o dată, eu nu sunt o persoană care să trăiesc din imagine sau să am nevoie să fiu considerat un sex simbol. Eu nu uh, fac filme, nu cânt, nu, apar, nu apar, în spoturi publicitare, pentru păi că nici nu știu, am încercat și nu mai ieșit. Cu, Ce cântat, cu cântatul cel mult în baie, mi-e se, așa. o dată la două săptămâni, tăreți? când eram mai mic, Îți doreai? U, aveam vise și eu ca toată lumea. Erai fanul unei formații? Nu eram neapărat fanul unei formații, dar nu toată lumea își dorește când e la o vârstă fragedă, înainte să dea cu capul de să realitate, artista. să fie, da, toată lumea își dorește să fie actor sau cântăreț. Da. Dar spune-mi, ai încercat să-ți cultivi vocea? De ce spui că nu? nu? Nici n-am încercat să-mi cultiv vocea și nici nu am voce, nici ureche muzicală. Din punct de vedere al altelor sunt cam paralel. Mie îmi plac alte lucruri. Mie îmi place analiza financiară, știu, sunt altele, sunt pasiunile mele din punctul ăsta de vedere. La un moment dat ai apărut cu o vedete de televiziune pe care am avut-o și invitat aici și am și întrebat-o despre acest subiect. E vorba de Ana Maria Prodan. Nu am apărut cu ea nicăieri. Pare nu știu, rău. ați fost surprinși? Faptul că uh, anumiți oameni iau poze altor oameni când sunt în timpul lor liber și merg să ia masa împreună, uh, nu știu, mi se, uh, mi se pare degradant pentru ei să scrie în ziar că eu aș fi amantul ei. Așa au scris? Da. În afară de texturi nu m-a deranjat nimic. Da, am fost într-un loc public, am au făcut poze, treaba lor. Ce pot să vă spun mai mult? De a, o admir pe Ana Maria Bănesc, nu? Da, eu cu Ana Maria suntem prieteni, avem o relație foarte bună, e uh, o fată foarte deșteaptă, îmi place mult de ea. Cum trebuie să fie o femeie ca să te cucerească pe tine? În primul rând trebuie să fie foarte frumoasă, iar după ce am trecut de, de stadiul ăsta cu frumusețea, deci, și. Aspectul și, exterior, pe Bineînțeles, pentru că dacă nu e foarte frumoasă, nu apuc eu, ori să vorbesc cu ea, ori să mă gândesc la faptul că ar putea fi ceva între noi. Deci, asta cu să fie deșteaptă e, e în plan secundar, e întotdeauna, pe locul Asta sau o prostie. Pe mine mă interesează să fie deșteaptă. Da, mă interesează foarte mult să fie deșteaptă, dar după ce e extraordinar de frumoasă. Deci e o, o, anumită listă care, care trebuie parcursă. Și Mai ca acordat, să depinde fie de la caz frumoasă, la caz. Că gusturile nu se discută. Exact. Chiar, da, chiar uite, mă, mă gândesc acum. Dă-ne exemplu Uh, îți place vreo actriță De la Hollywood, nu știu, ca să ne dăm seama De genul uh... Nu cunosc foarte multe actrițe de la Hollywood personal Așa că nu pot să-mi personal. personal Vorbim despre imaginea pe care Imaginea cu realitatea sunt două lucruri total separate Asta așa este, dacă gen de femeie sau nu ai un gen? Nu am un gen, depinde de fiecare persoană în parte. Deci, pe lângă faptul că trebuie să fie frumoasă, inteligentă, trebuie să aibă niște calități din asta, să fie foarte sociabilă, cum sunt și eu, să putem ieși oriunde, să fie puțin mai nebună, să-i placă să meargă cu avionul, să nu știu, să. Trebuie să avem comunicare. Dialogul e cel mai important lucru într-o relație. Degeaba, bă, întâlnesc eu o, o fată care e extraordinar de frumoasă, dar e mută. Că dacă mi ai spune decât două cuvinte, mă plictisesc foarte repede. Poate îmi place, da, o zi, două, o săptămână, după care încep și mă uit în alte părți. Da? Da. Ce zodie ești? Capricorn. Ca tatăl tău? Da. Ar trebui să fii foarte serios. Sunt foarte serios. Ești, nu? Da. Și mama tău capricorn a fost. Deci toată... De, și de... fratele tău? Care dintre ei? Uh, cel mai mare, nu cel mai mic. Nu știu ce zodie e. leu, parcă. Nu sunteți în relații bune? Uh, ba da. Suntem în relații bune, uh, cât de, poate fi o, o, cât de bună poate fi o relație cu un adolescent de 15-16 ani, care vă imaginați că el e buricul pământului, el le știe pe toate, el deține adevărul absolut. Uh, deci e, e, puțin mai greu să porți un, un dialog. Ce vârstă ai tu, Honol? 20. Aia, e diferență mică. Și unul, cât de 20. curând. Aia, e diferență mică între voi. Da, 4 ani, 5 ani. E diferență mică între noi, dar uh, fratele meu trebuie să treacă de stadiul ăsta de pubertate, de rebeliune, de. Știți cum sunt? Toți copiii sunt așa și eu am trecut prin faza aia, așa că îl înțeleg perfect. Îl mai las să crească puțin. Da. Ce faceți de sărbători? Nu știm deocamdată, probabil Crăciunul în familie, iar de rebeliuni chiar nu am planuri. Ai o prieteni aici, mm -hmm. ai o... Da, Un da grup de prieteni? Am, am mulți prieteni aici, foarte multe cunoștințe. Mie îmi place mereu când, când vin în România, ă, sunt extrem de ocupat, după ce plec din România nu mai pot de, de obosi ce Sunt toată ziua, am treabă la birou, afaceri, sunt fiecare seară. Și ies îți place că-ți consum energia și. Consum energia, foarte da, bine. E foarte, am foarte multă lume cu care trebuie să mă văd, am foarte mulți amici. Mie îmi plac oamenii în general și îmi place anturajul să fie cât mai mare. Am înțeles. Vreau să-mi vorbești puțin despre incidentul acela aviatic. Că știu că ai luat uh, uh, o poziție în cazul acela. Da. Ce dorești să știți despre... Dar nu te mai crispa așa când te întreb ceva? Dar nu să pentru... crispa, crispa deloc. Doar că uh, cu referire la, la acel trist și tragic eveniment, uh, pot să vă dau un singur răspuns. Faptul că așteptăm finalizarea anchetei celor de la uh, Ministerul Transporturilor. Deci în momentul în care ei vor finaliza ancheta, uh, vom ști ce s-a întâmplat. Până Dar hai atunci, să, spunem, nu să pot... le spunem telespectatorilor despre ce este vorba, poate mulți dintre ei nu știu. Da. A fost uh, un uh, avion uh, care era proprietatea unei companii la care sunt și eu acționar, s-a prăbușit lângă Brașov, în apropierea aerodromului de la Sunt Urmarea cărui fapt și-au pierdut viața doi oameni. Să că tu te-ai de, sau te vei ocupa de familiile celor doi sau de băieții pilotului, ceva de genul ăsta. Da, ei lucrează la noi, nu aveam... Lucrau dinainte la voi sau...? Nu, dar eram în, în relații foarte bune, ei au fost întotdeauna apropiați ai companiei și nu eu personal, eu personal n-am făcut nimic. Compania uh, și-a asumat de responsabilitatea noi. de a continua anumite proiecte care erau în desfășurare acolo. Da, spune-mi, voi bănuiți ce a fost de fapt, care a fost de fapt cauza accidentului? Într-un accident aviatic toată lumea își dă cu părerea și dacă întreb o mie de persoane auzi o mie de păreri diferite. Sigur, cu toții bănuim că s-ar fi întâmplat ceva și avem sute de scenarii în cap. Cu certitudine nu poate ști nimeni ce s-a întâmplat. Oficial așteptăm să se termine uh, ancheta când vom avea un punct de vedere. Da, e adevărat că voi ați pilotat acel avion în da, și tău, nu? Am, am învățat să pilotăm pe acel avion. Am făcut școală pe acel avion, și, iar eu am pilotat, eu personal am pilotat acel avion în jur de 10 ore cu o săptămână înainte să se prăbușească. Am fost de la Brașov la Oradea și de la Oradea la București cu avionul respectiv. Ești foarte pasionat de... Da, mi îmi place mult zborul. Și nu ți s-a făcut frică după treaba asta? Nu. Nu mi s-a făcut frică. Acum, lăsând la o parte faptul că a fost foarte tragic ceea ce s-a întâmplat și pentru noi personal a fost și mai tragic, mai ales că și eu personal cunoșteam pe, pe acel pilot. De asta a fost tragedia puțin mai greu de suportat. Dar lăsând la o parte acest aspect, câte accidente de mașină se întâmplă? Numai ieri sau la altă vedeam la televizor că s-a întâmplat un accident de circulație pe șosea și au murit șapte persoane. Șapte! Nu sunt mult mai tragice accidentele de circulație? Da, sunt, și că... acum ce facem? Nu mai conducem pentru că se lovesc mașini? Nu, dar și care e diferența că într-un accident rutier mai ai șansa să scapi? Au că... murit șapte domnișoară. Acum, acum două zile greu. au murit șapte persoane într-un accident rutier. Să luăm statisticile, să vedem câți oameni mor da, în accidente de mașină și accidente în accident aviatic nu mai e șansă. Asta e problema. Da, asta cu șansele e, e ciudată, e discutabilă. Și Pentru că foarte, foarte de tine, multe, de nu foarte multe avioane uh, cad și se prăbușesc fără să moare nimeni. Și pot să vă dau foarte multe exemple. Te rog, te să-mi dai. Uh, s-a întâmplat și la noi. Uh, e un anumit domn pilot care a căzut cu avionul de două ori sau de trei ori. Avionul l-a făcut ca praf, l-a distrus, dar de nu a pățit nimic. Din ce cauză a căzut? Nu, nu știm din ce cauză. Păi de nu, două, nu. trei ori nu știți din ce cauză? Fiecare uh, accident, în momentul în care se întâmplă un accident aviatic, ca și un accident uh, rutier, nu e un singur factor. E un cumul de factori care duc la producerea acelui accident. Deci, într-un accident rutier e vorba și de viteză, neatenție, oboseală, condiții de drum proaste, neatenție, Excelent. etc. Nu Numai din viteză nu faci accident, pentru că pui frână din timp și da, în momentul în care intervin mai mulți factori, se întâmplă tragedia. La fel e și la avioane. Identic. Spune că îmi da mai multe exemple, în afară de asta ce. Da, sunt. Eu intru foarte mult pe, pe internet, pe tot felul de site-uri de aviație și văd și în Statele Unite, picior de un avion pe săptămână minim. Dar acolo nu e tragedie națională. Când a căzut avionul nostru, a fost tragedie națională trei zile la toate jurnalele de știri. Era că a căzut avionul lui Prigoan. Păi vorbesc serios. Faptul că au murit șapte persoane într-un accident rutier ieri sau altă, era fost odată la știri și gata. Acum, care, care e unitatea de măsură? După ce la, ne legăm după numărul de morți pe păi în cazul ăsta ar trăi mult mai mediatizate accidentele rutiere decât orice altceva Da, în, în acel caz Da, știi cum e, că așa s-a întâmplat și cu incidentul din Italia Cam, apropo De treaba asta Da, exact, Noi așa a fost Noi avem un, un talent, presa românească să, să ne facem rău singuri Țin minte că eram în Statele Unite când a fost cu problema cu inundațiile anul trecut și urmăresc foarte mult canalele românești de televiziune și la un moment dat țin minte că era reticent să mai vin în România din cauza inundațiilor și vorbeam cu tata cum e, poți să mergi, ajungi la birou cum te descurci, nu e orașul sub ape nu s-a blocat țara, nu, ce s-a întâmplat și de treabă, au fost inundații două zile și s-a terminat păi cum că de o lună de zile eu tot văd cum vine apa și cum ia casele și asta de e... Situația era prezentată Situația fel. era prezentată mult mai apocaliptic decât cum era în realitate. Am înțeles. Am înțeles că ai avut probleme cu viza de America? Nu. Nu am avut probleme. Pe a scris, de la a scris ceva în ziar din punctul ăsta de vedere, da. A fost... Eu am plecat în Statele Unite pentru că începeam școala și trebuia să mă registrez pentru cursuri. Am înțeles. În aceeași perioadă noi terminasem negocierile de vânzare a platformei digitale Max TV. Și eu trebuia să semnez actele de vânzare și să încasez banii și nu știam cum să fac. Moment în care am plecat în Statele Unite, am stat o zi întreagă, deci am ajuns să seară și am stat a doua zi, toată ziua, iar a treia zi m-am întors înapoi în țară. S A trebuit să-mi rezolv problema cu școala, că era prioritară în Statele Unite, după care am venit să rezolv problema cu platforma digitală aici. Am stat o săptămână sau 10 zile în, în România, după care m-am întors înapoi în Statele Unite. N am zis că tu ai viză de ziarist. Pe... Eu am patru vize. Eu am viză de student, viză de turist, viză de reprezentant media, așa se numește pentru că dețin niște televiziuni, nu e de ziarist, e de reprezentant media. A, Și mai sens. am încă o viză specială de student, care a fost prima viză pe care am luat-o. Deci am patru vize Și de, tu de. Cu care amință. dintre ele e? De fiecare dată, în funcție pentru ce merg Când merg la școală, intru pe viza de student. Când merg în vacanță, intru pe viza, pe viza turistică. Când mai merg la uh, târguri, la tot felul de expoziții, când merg în interes de servicii, intru pe, pe viza de presă. Nu -am înțeles. Ce pasiune ai, uh, Honoris? Aviația. Probabil bănuiesc că e, e o pasiune mare a mea. În rest, nu știu, eu sunt un om de creație Am pasiune orice, atât timp cât, cât crezi De asta mă implic foarte mult în afaceri Acum avem niște proiecte noi O să auziți de ele cât de curând Îmi place orice atât Nu timp... spui? Deocamdată nu vă spun Îmi place absolut Îmi place să fac orice care are o finalitate practică Indiferent că finalitatea respectivă este reflectată în cont, în ziar sau în funcție de, de ce este. Intenționez să te căsătorești? <gătări> da, intenționez să mă căsătoresc ca și orice om normal. Asta cu nu căsătoria știu, nu cu știu, orice e orice om normal că e... la 21 de ani nu toți oamenii se gândesc la asta. E treaba. puțin mai complicat asta cu căsătoria. Nu intenționez să mă căsătoresc în viitorul apropiat, dar intenționez să fiu un tată tânăr. Deci eu mi-aș dori peste, nu știu, 2-3-4 ani să am primul copil, dar uh, vă dați seama, sunt puțin legate una de alta. De ce anume? De studii? Uh, nu de studii, căsătoria cu copilul. Ah, am înțeles. Da, de cu ce tot te, te gândeai să faci un copil în afara căsătoriei? Pentru mine chiar nu contează chestia asta Atât timp cât doi oameni se iubesc uh, Faptul că au o bucată de hârtie în plus sau minus o taie Dar încă o dată revenim la, la ideile preconcepute din societatea noastră Unde uh, lumea vorbește foarte urât în momentul în care două persoane au uh, un copil și nu sunt căsătoriți Dar pe tine nu te-a Deloc Spune-mi, nu ți-e frică că vreo fată ar încerca să-ți facă vreun copil așa, fără ca tu să vrei? Uh, nu, pentru că eu consider că sunt suficient de maturi și de responsabili încât să nu permit eu să se întâmple, să las Ei, pe cineva, mai să o las pe vreuna sărcinată fără să vreau. S-a chiar lui Boris Becker, dacă nu mă înșel, nu? Nu știu. Da, s-a întâmplat. Nu a fost irresponsabil în cazul ăsta. A fost chiar șantajat. Deci să studiezi posibilitatea că se pot întâmpla multe lucruri, chiar dacă nu vrei. Da, nu știu, în, în momentul ăla consider că va trebui să-mi asum responsabilitatea, e, e cert acest lucru Dar eu consider că, adică sper să am capacitatea să mai aleg destul de bine partenerele de viață Încât să nu se ajungă în punctul în care să trebuiască da, să fiu șantajat să fie doar o sau... nu, nu ai avut din, și aventuri? Ba, din a, dar din aventuri nu e copii N-ai unde să știi Îți iei măsurile de precauție Mă rog, să studiezi cazul Boris Becker, pentru că nu pot să te explic exact procedeul prin care dom domnișoara respectivă a rămas însărcinată. E, probabil am bătat într-o seară și l-a tras după colț. Nu, aia a nu fost... chiar așa, dar metode există. Așa că trebuie da, să -i... știu că există metode. Pentru da. că bănesc ești o persoană vânată de către sexul opus. Nu știu dacă sunt o persoană vânată de către dacă sexul opus. Dacă nu ești, vei fi. Dacă mai stai mult prin România... Ți se va întâmpla cu siguranță să să Să, să mă înșceneze o, nu știu dacă să un scenariu diabolic. Ți-am ți pus să... această problemă, dar... Da, și eu sunt conștient de, de societatea în care trăim și de riscurile care există. Voi uh, studia cazul. Tu ești o persoană publică. Acum... Uh, și în România există poate ai citit și presa, dar există oare care disperare. Adică fetele doresc să pună mâna pe un bărbat care să aibă un cont destul de Asta-și doresc toate solid. femeile de pe planetă. da, da. În da. adâncul sufletului lor. Nu spuneți mie că uh, există vreo femeie care să spună Eu vreau să mă căsătoresc cu uh, un portar Care să câștige 200 de dolari pe lună Și să mergem cu uh, metrou în vizită la bunici Excursia noastră că... să fie în cartierul celălalt Toată lumea își dorește să meargă în țări străine și să da, aibă succes Da, că oamenii, se, 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 poate acum nu Dar acum 10 ani se mai căsătoreau și din dragoste și Credent acum consider că se că căsătoresc împreună. din și acum consider că oamenii se căsătoresc din dragoste. Marea deci majoritate. Eu sunt un idealist. Eu eu sunt convins că mă voi căsători din dragoste, adică tu, nu da, am da. niciun fel de dubiu din acest punct de vedere. Da, îți vei alege o parteneră care să aibă o situație financiară bună. Nu egală cu a ta, dar bună sau nu te va deranja să iei o fată care să nu aibă nimic? De exemplu? Uh, situația financiară mă interesează foarte puțin spre deloc. Nu, chiar deloc. Dacă nu are financiar. nimic și provine dintr-o familie foarte săracă și. Nu e niciun fel de problemă. Atât timp, dar încă o dată eu îmi doresc o femeie de carieră lângă mine care uh, să aibă aceleași idealuri ca și mine, care să fie la fel de ambițioasă ca și mine, iar în momentul în care Ce depui primul foarte nu se aibă studii. Studii. Nu în primul rând să aibă studii, dar uh, e normal să, să aibă și studii. Oricine își dorește să realizeze ceva în vremurile noastre trebuie să aibă studii pentru că fără studii nu prea reușești să faci nimic. Ai văzut filmul Pretty Woman? Uh, da, de mult. Și ce părere ai? E foarte frumos. Ce părere sau? De domnul te care se îndrăgostește în locul... de, o, de o prostituată și da. de Te Ai vedea în locul lui Richard Gere? Vreodată? Uh. Poate nu acum, peste nu mai mai vedea în locul lui Richard Gere decât peste vreo 40 de ani când o să am și pe părul alb Deocamdată n-am cum să fiu în locul lui Richard Year. Desigur că nimeni nu-și dorește Cu toții când ne gândim cum va arăta soția mea Bineînțeles că va fi o soție de carieră care o să vrea familie O să lucreze în nu știu ce instituție foarte mare sau cu da, prestigiu Da? Așa o vezi tu pe soția ta? Sigur că da sau va fi doctor sau avocat, sau va avea o meserie din asta. Ultimul gând e că te vei căsători cu o prostituată. Vă imaginați că nimeni nu-și dorește așa ceva. Dar, în da, momentul, e în lucră. momentul în care te lovește dragostea, nu am de unde să știu. După ce o să mă căsătoresc, o să vă spun. O să... Ai fost cu prostituată? Adică, dacă am fost că nu, n-am fost căsătorit niciodată până acum. Nu, dacă, dacă ai mers la prostituată. Da. Chiar... am întrebat, am vrut să văd dacă minți. Chiar că, în... mi că te-a Da, exact asta vreau să vă spun. cadou meu de 14 ani a fost o prostituată de la toate meu. În România sau în America? În România. Serios? Da. Și ți-a plăcut? Da. M-a scăpat de anumite inhibiții, de vă dați seama, la 14 ani ajută foarte mult. Mai ales că eram... Dar uh... n aveai emoții? Vă dați seama, vă imaginați. Era rușine? Ba da, aveai și emoții, era și rușine, dar am trecut peste. Și eu cred că a, a, prostituția ajută foarte mult pe, pe bărbații timizi și eu cred că toți bărbații sunt timizi. Eu nu am fost extraordinar de timid până acum câțiva ani. Deci am fost a, a, ieșit din comun de de timid pe la 14-15 ani, în vârsta aceea critică de care discutam, după care mi-a trecut. Dar după ai mai repetat experiența? Adică s-a creat asta o dependență oarecum? Nu, mi-a creat dependență deloc. am repetat experiența la când eram cu casca și era o social practice. Nu știu cum să spun. În America sau aici? Nu contează. Am în America nu e problema? De ce să fie? Sunt anumite state unde prostituția e legală. În statul Nevada, prostituția este legală. Iar eu am fost în. Ca idee, vă spun că am fost în Las Vegas până acum de vreo 20 de ori. Uh -huh. Nu pentru prostituție și nici mă rog, pentru gambling am am fost, înțeles, da. deci nu, mai... <laughs> nu, chiar nu ăsta a fost motivul. Da, se întâmplă. Sunt anumite lucruri pe care băieții le fac. Tu ai face același lucru cu copilul tău? Da. Crezi că a fost bine, nu? Cum a Cred că a fost foarte tău. bine, da. Decât să uh, fie inhibat sau uh, să aibă uh, emoții foarte mari sau, uh, nu știu, poate nu o să aibă succes la fete când va fi tânăr, decât să uh, o ia pe rampa homosexualității sau să vină cu violul acasă. Mai bine uh, îl duc eu și știu o treabă. Mă rog, tatăl tău că nu l-ar fi interesat nici dacă erați homosexual. Da, uh, corect. Nu văd de ce l-ar interesa dacă ar fi vreunul. No, că tu ai adus. Uh, că da, nici, pe, nici să pe mine nu m-ar interesa. Dacă vreunul dintre copiii mei va fi homosexual, eu să-l susțin. Eu nu am. Uh, chiar eu nu discriminez pe nimeni din punctul ăsta de vedere, nici al rasei, nici al sexualității și consider că cei patru ani de America mi-au deschis suficient de mult capul încât să, să nu mai am prejudicăți de genul ăsta. Foarte frumos. Nu e frumos, e normal. Deci, așa e normal și civilizat. Nu spunem cum te porți tu cu o femeie? Ești galant? Uh, îi deschizi uh, portiera? Îi oferi flori? Da, eu încerc să mă port foarte frumos cu toată lumea, mai ales cu, cu o femeie, dacă îmi place. Eu consider că uh, am o educație foarte bună și văd așa... Îi ofer seama. cadouri? Depinde de moment. Nu știu, spunem, dă-mi așa un. Că știu că datăl tău nu face treaba asta și vreau să văd dacă ești diferit. Depinde de la, de la persoană la persoană, nu pot să generalizez. Pentru că fiecare persoană e altfel și te poți diferit cu. Nu, dar la început, cu la ca să la cucerești. Persoană. Nu, la înce... ceva în sensul ăsta? Tu uh, o invit în oraș, ieșim, ne întâlnim destul de mult, asta e, de fapt. Cadourile vin mai târziu. Nu consider că trebuie să-i faci cadou ceva unei femei ca să o cucerești. Deci asta nu mi se pare un criteriu. Mașina ta atrage fetele? Nu știu dacă... Dar sincer acum. Nu știu dacă mașina mea atrage fetele neapărat, dar atrage priviri pe stradă, în mod cert. Și de sex masculin și de sex feminin, nu? <laughs> da. Mai mult, toată lumea. mai mult de sex masculin Da, da, da Chiar din nefericire toți băieții se uită la mine Fetele. Și primești da, și puțin. Adică se uită urât la tine Se uită și urât la mine Sunt mulți oameni care sunt invidioși Eu pe de-o parte înțeleg, dar pe de-altă parte Ar trebui să poartă și civilizat Șapte ani de acasă nu se vață ceva? în facultate Am mai auzit tot felul de lucruri am înțeles că mașina a fost vandalizată la un moment dat? Da, dar nu datorită faptului că era mașina mea. Total întâmplător. A fost o victimă nevinovată. Unde? În fața unui hotel din, din centrul Bucureștiului, chiar lângă camera de comerț și industrie, dacă vă spune ceva așa să da. instituție, a fost o bătaie între două claruri țigănești, seara la 10, în, într-o capitală europeană, în București, încă o dată, chiar în centrul Bucureștiului. Și au ieșit băieții cu săbi, cu topoare, să, să omoare, să știți cum e, și au aruncat cu polovarii din după altul. Și o cărămidă uh, a ajuns foarte aproape, s-a spart pe trotuar chiar lângă mașina mea, iar o bucată a ricoșat și mi-a zgâriat portier. A, doar atât Dar nu a fost nimic prieteni. grav, nu. Dar tu stăteai prin zona aia? Ce făceai acolo? Da, locuiam la, la acel hotel, la acea perioadă. Ah, era la hotel, în parcarea hotelului s-a întâmplat. Chiar în față, nu era în parcare, era, erau niște locuri de parcare chiar în fața hotelului și acolo era parcat. Dar era pe stradă cum ar veni, nu, nu era o parcare îngrădită. Trebuie să ai grijă cu mașina asta, dacă e așa de scumpă și de frumoasă. De trebuie să ai grijă trebuie... cu absolut orice era acolo. Deci o căruță, dacă era acolo, ajungea cărămida în căruță. E, problema e de siguranța cetățenilor în oraș. Asta mă, mă, mă îngrijorează pe mine. Până la urmă, că a ajuns bolovanul mașina mașină, asta este, am asigurare, s-a reparat, nu-i problemă. Da, e posibil într-o capitală europeană să se întâmple așa ceva la 10 seara bătăi între gâști, pe stradă? Honoris, ce ți dorești să-ți aducă Moș Crăciun? Sănătate și putere de muncă. Altceva nu mă interesează. Ai vorbit ca un om bătrân. Nu, da, efectiv asta îmi doresc. Altceva nu mă interesează. Restul vin. dragoste, nimic, nu te interesează? Păi mă interesează, dar dragostea nu aduce moș. Știți cum e fericirea? Ți -o faci cu... să Fericirea ți-o faci cu mâna ta. Nu da, trebuie să întâlnești și persoana potrivită. Așa este, da. Ca să întâlnești persoana potrivită, trebuie să uh, umbli în cercurile în care consideri că poți să întâlnești pe, pe cine-ți dorești. Același uh, spirit practic. Ești foarte practic. Da, așa sunt eu, un spirit mai pragmatic. Am fost crescut de tata, am crescut fără mamă, de la o vârstă foarte fragedă și poate de-asta am îmbătrânit dinainte de timp. Bravo, Honorius, mi-a plăcut răspunsul tău, însă cred că trebuie să împline, împletești puțin treaba asta practică cu persoana pe care o vei întâlni în cercurile. Într-adevăr, e foarte important să Mergi da, la locul potrivit, dar cred e, că ai nevoie și de un pic de ăsta noroc. e și, sigur că dai ai nevoie și de noroc, de dar scântea. ăsta e și motivul pentru care eu, mie nu-mi place să umblu în cluburi noapte de noapte, să umblu prin cafenele și să... Am văzut prin ziare că sunt tot felul de băieți care altă activitate nu au. Încerc să evit cât mai mult uh, zonele, astea și uh, pentru mine bă, sunt alte lucruri importante în viață, nu... Uh, Ca să întâlnești persoana potrivită. Și să întâlnești persoana potrivită, dar sunt și alte lucruri la fel de importante. Cariera, după părerea mea, este pe același loc cu familia. Deci nu, nu pot să spun că, că familia și să întâlnești persoana potrivită e un pic înaintea carierei, din contră. Îți mulțumesc mult! Eu și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la această emisiune Și încă o dată vreau să încerc cer scuze pentru faptul că am întârziat Dar uh, uh, nu e vina mea, e vina celor care gospodăresc acest oraș E ok, mulțumesc Dragii mei, trebuie să încheiem aici seara noastră Vreau să vă urez un an nou fericit și fie ca Dumnezeu să vă dea tot ce vă doriți Nu uitați să vă puneți o dorință noaptea de anul nou Să fiți fericiți! La revedere!